Primul număr din 2021 al revistei Capital este acum pe piață. Citește despre Nuclear Electrica, reactorul care va propulsa România ca lider nuclear civil în zona noastră. Tehnici financiare pentru a asigura copiilor tăi un start mai bun în viață. Cum va arăta piața forței de muncă post-pandemie? În plus, ai și suplimentul Retrospectivă 2020, anul care a dat peste cap relațiile internaționale. Caută acum la chioșcuri revista Capital sau abonează-te pe agoramag.ro. Primul număr din noul an al revistei Evenimentul Istoric a apărut. Descoperă în cele 116 pagini secretele dosarului Pacepa și lista celor 9 trădători condamnați la moarte de Nicolae Ceaușescu. Analiza unui fenomen istoric. Gloria și decăderea statului național legionar. Povestea fascinantă a singurei nave americane capturată de Coreea de Nord. Caută primul număr din 2021 al Evenimentului Istoric la chioșcuri sau accesează agoramag.ro și profită de ofertă. Abonează-te pe 12 luni și primești cadou colecția 2019. Să română, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contrapunct EVZ. Invitații, de fapt toți trei suntem invitați. Deci invitații de astăzi suntem Robert Turcescu, Dan Andoni și cu Mirel Curea, că ne-am invitat unii pe alții. Sper că ați reținut de data trecută. Avem vreo 90 de ani de presă toți trei la un loc, bun înțeles. Așa că să nu ne contrazică nimeni. Salut Robert, salut Dan. Salut Mirel. Dan este prin invențiile astea noi, prin Zoom, prin telefon. Nu știu că-s bătrân, râdea de mine înainte de emisiune. Că să nu mai vorbim unul peste altul, ia să lăsăm să salute el singur ia, și da, ia ce să, și ia să vorbească el singur. Da. Așa. Dan, te rog. Zi. Nu zice nimic. Nu zice nimic, da. Ne face ne aude oare? Dan, ne auzi? Vau, nu prea vă înțeleg. Ce vrem, nu știi ce vrem. Înțeles. Bă, eu citeam o știre foarte tare. Trebuie să încep. Și cu actorul? Nu. Nu? Ai una tare cu actorul? Este una uluitoare. Nu știu care? Nimic ce s-a întâmplat. Era când m-ați strigat să vin în studio că asta un actor a fost deținut pentru viol. Nu știu ce actor, ce nu știu actor, cine da, e. Asta nu, știu. Nu, nu știu cine. Nu, Richard Gere. Nu știu cine o fi. Citeam una de sezon. O doamnă care e șef de laborator la o companie din asta de vinuri și care zice vinul după laptele matern este cel mai complex aliment. Eu știu chestia asta. Aș vrea să-i spunem și nevestimii. Da, să o sune și să-i zică, să le sune pe soțiile noastre, trebuie sunate toate, să da, zică exact, că vinul să e... Înțeleagă că dacă lipsim la un moment dat de acasă și suntem, de acum nu-i cazul, mă rog, în pandemie și nu ajungem, ne-am dus din dorința de a regăsi gustul laptelui matern. Paradisul suntem, pierdut. Exact, da, paradisul pierdut. Copilărie. Suntem într-o cârciumă undeva, la un moment dat, unde nu facem altceva decât să ne aducem aminte de copilărie. Asta e singura chestie. Tu ce zici, Dane, ție îți place vinul? Ținând cont de profunzimea acestei discuții, eu aș propune să trecem la următorul punct. Hai să râzi, dar eu cred că, de exemplu, cei care ne ascultă acum, mai ales la radio, înțelegi, în momentul de față, mai ales că poți să ai un radio în bucătărie, își pot pune chiar că e ora prânzului e perfect un pahar de vin. Chiar ora 12, eu zic să mai stăm măcar o oră spre final. Da, noi da, am înțeles, face dar pe, ei... Nu, face pe cumințelul, face pe modestul, deci dacă mă vede, eu am obiceiuri de neam prost, beau vinul cu sifon și priz. Mamă, ce-mi face, ești săran, nu se bea așa, să bea simplu. Să știi că și eu vara, da, fac asta. Păi nu, și aici învățat de la tata Dumnezeu să-l odihnească, el a zis, ce pune și un șpriț, vara. Ce părere ai despre faptul că noi doi bem șpriț, Dan? Și tu nu. Hai să te audă lumea. Da. Ce zici tu de chestia asta? După părerea mea, nu trebuie să bezi vinuri scumpe. Dar, în schimb, trebuie să investiți mult în apă. De ce? Poți să investești în sifon. Eu mi-am luat sifon, aparat de făcut sifon acasă. Înțelegi? Și atunci și îi dau și cât de acidulat vreau să fie. Mă rog, e o chestie foarte complicată pe care propun să o discutăm separat într-o emisiune. Adică asta cu sifonul e nomina odiosa. Haideți să nu vorbim despre sifoane. Da. Se văd în discuția pe care o aveți. Ok, bine. Vrei să ne spui ceva de pe unde ești? Am văzut că ai găsit niște lucruri. Ce să vă spun, sunt într-un oraș foarte civilizat în Sibiu, care arată foarte frumos cel puțin centru. Dacă treci de centru, arată ca orice oraș moldovenesc. Ai fost la Schila Păltiniș cumva? Nu, 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 nu. Nu. Cred că e și închis. Nu. E închis în ideea că s-ar putea să vină. Dacă vine. Da. Nu, da, poate vine, dar poate nu vine, știi? Și atunci oamenii, ca să nu greșească, închid tot. Nici nu prea e zăpadă. Am încercat ieri să ajung la Bâlea Lac, dar era oprită telecabina. Nu știu dacă era tot din cauza președintelui Klaus Iohannis. Explicația oficială era că bate vântul tare, dar nu mai poți să crezi nimic în țara asta.
Hai să începem cu subiectul ăsta, că până la urmă aici am ajuns. Nu avem cum să-l locuim, chiar dacă ești tine. Okay. Mirel, hai că tu ai fost cel mai virulent, așa. Eu m-am mirat așa, am zis, mi-am făcut cruce cumva pe Facebook, la un moment dat spunând la schizic, pe bune, adică era a doua zi după tragedia de la, de la Balș. Dacă nu aș fi văzut în detaliu care a fost reacția când cu colectivul, poate aș fi fost tentat să îmi spun, doamne, ăsta e omul. Dar la colectiv avea deplasare aranjată. Pe vremea aia făcea naveta săptămânală la Sibiu, Sibiu-București. Și avea plecare aranjată. Am avut informația că a avut plecare aranjată. Și au spus băieții, 6, nu mai plecați din chiar, rămâneți, că aveți treabă, trebuie să ieșiți la televizor să spuneți că au trebuit să moară oameni. Acum dacă n-a avut, și a făcut-o, știm bine de ce a făcut-o, ca să vină la Palatul Cotroceni guvernul lui 1, cred, da, 1, guvernul lui 1. Acum n-a avut nicio chestie, nicio combinație dintre asta de rezolvat, iar omul și-a putut permite să fie el însuși. Ce? S-a dus să se joace în zăpadă. Dă dovadă, dar nu e prima oară, dă dovadă de o lipsă crasă de empatie, dar nu numai atât. Că la urmă nu poți să-i reproșezi unui om că nu se emoționează cât ai vrea tu. Dar a dat dovadă și de lipsă de, cum să vă spun, de rațiune. Dacă nu pentru că te doare sufletul, dar din rațiune, înțelegi rațional că ești președintele unei țări, că ești responsabil de soarta oamenilor, dom'le, până și Nicolae Ceaușescu s-a dus în spital la aia care au fost scoși de sub dărâmături în 77. În sâmbătă aia ar fi trebuit nu să plângă și să-i smulgă părul din cap pe străzile capitalei, să se ducă la una din familii, nu știu, cea mai amărâtă, cea mai greu încercată, cu un buchet de flori, cu o lumânare, nu se duce, nu are reacții dintre astea, nu are nicio treabă și nici nu-i dă prin cap. Ba eu chiar aș avansa ipoteza că e și frică să facă așa ceva. Inaugurează spitale goale, inaugurează camere goale, inaugurează, e ca un personaj din literatura sud-americană. De ce? E frică să aibă contactul direct cu oamenii, da? Da. Da, cred că nu rezistă, cred că agorafobie, nu vrea să iasă. Nu rezistă emoțional, vorbesc serios. Uh-huh. Nu rezistă, adică oamenii poate să-l vadă, să-i zâmbească, să ce face domnul președinte, ce face doamna, ce face mama, colapsează când intră în zonele astea. Este un clip pe YouTube care spune totul despre el. Un ziarist de la DigiTV vrea să-i ridice mingea în timpul unui interviu. Și spune, doamna președinte, o amintire de când erați copil, ceva ce v-a emoționat. A înțepenit. A tăcut vreo două secunde și mi-a spus, o să stau acum să mi-aduc eu aminte când am văzut soarele prima oară. Mm-hmm. Deci e clar, omul aici are o amputație, are o chestie. Dane, tu ce zici? Cum? Hai că mai o grămadă de ani te-ai ocupat și de consultanță politică, adică era clar că ăsta e un moment, mai ales după tragedia asta de la Balș, în care consultanții de imagine, că-s de la Palatul Cotroceni, că-s privați, că-s firme, că nu știu ce, au intrat în funcțiune. Adică stai de vorbă cu ei și întrebi, domnule, ce facem? Care este planul de comunicare într-o situație de criză? Nu? Bun, acum, eu nu știu ce consultanți de imagine are președintele Klaus Iohannis, eu nu cred că mai are. Din câte am înțeles, e un singur consilier, cel care se ocupă de Muraru, parcă îl cheamă. Muraru, da. Are încredere și ale cărui sfaturi le ascultă. Știți ce? Că aici e o problemă și ține iar de un soi de ipocrizie, dar spre deosebire de săptămâna trecută e o ipocrizie necesară. Pentru că partea asta cu politicienii care sunt empatici în momente de catastrofă are și n-are valoare simbolică, pentru că ei fac ceea ce se presupune în fișa postului că trebuie să facă, să plângă cu lacrimi de crocodil. Dar, de fapt, și aici nimeni nu analizează. Politicienii sunt aleși ca să repare sistemul. Pentru că asemenea lucruri să nu se întâmple, să nu se prăbușească avioane, să nu ia foc spitale, să nu se prăbușească poduri și așa mai departe. Spuneam la un moment dat că partea asta de responsabilitate politică în România este un capitol închis. Dar nu este unul din capitolele închise cu Uniunea Europeană, ci e un capitol închis cu poporul român.
Nu o să mai vedeți o demisie de ministru din motive de responsabilitate, cât e hău. Și dacă mi-aduc bine aminte, cred că ultima pe care o am așa în memorie este Ioan Aurel Stoica și prima de altfel, care și-a dat demisia în urma faptului că n-a fost de acord cu anumite revendicări ale sindicatelor. De mult asta, da. Anii 90. Anii 90, da. Exact. Prima, să-l odihnească, a și murit. Da, ăla a fost. Cred că singur om politic din România care a dat dovadă de verticalitate. Pentru că, până la urmă, treaba asta pe care se angajează orice cetățean care vrea să intre în politică, presupune în primul rând ideea că nu ești etern și că răspunzi pentru greșelile celor de sub tine. Nu răspunzi numai pentru greșelile tale. În momentul în care conduci un minister, în momentul în care conduci un guvern, răspunzi pentru tot ceea ce se întâmplă, pentru că oamenii te investesc cu încredere, că ești un bun manager. Ei nu judecă separat. Acum, revenind la președintele Klaus Iohannis, da, este un gest total deplasat. Să te duci la schi a doua zi după evenimentul de la Matei Balș. De ce a făcut-o? Nu-mi dau seama. Nu. Mi-e foarte greu să vă spun dacă e vorba de lipsă de empatie sau pur și simplu Klaus Iohannis este un tip mult mai rece decât politicianul dâmbovițean cu care suntem noi obișnuiți. Eu nu cred că ar fi trebuit să ducă la cineva acasă, în schimb putea să pună mâna pe telefon și să vorbească cu familiile. Da, sau așa, corect. Și asta, să te duci acasă cu televiziuni, cu asta presupune e un gest iar ușor teatral. Le-i dar deranjă. Repet, e un teatru de care oamenii au nevoie în momente de cumpănă. Pentru că trebuie să vadă că e cineva care nu numai conduce, dar și asumă și responsabilitatea. E, la noi responsabilitatea e că PSD-ul e de vină. Indiferent ce se întâmplă, e PSD-ul de vină. Uitând că totuși președintele Klaus Iohannis este la al doilea mandat, că PSD-ul nu mai guvernează de pe vremea lui Dragnea și mai mult miorțăie decât critică. Deci PSD-ul e vinovat pentru faptul că există. Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă mâine PSD-ul ar dispărea. Bun. Acum eu vreau să pun un accent pe ceea ce mie mi se pare absolut, cum să zic, amețitor în toată această atitudine a președintelui Iohannis. Am avut o inflație de apariții publice ale domnului Iohannis în perioada campaniei electorale. Nu exista practic la dând două zile, era prezent în spațiul public, conferințe de presă, anunțând sigur diverse lucruri, ne spunea cum e cu pandemia, ce trebuie făcut, ce și cum, avea retorica electorală antipesedistă deja bine cunoscută, după care s-a întâmplat un lucru care pe mine în acel moment m-a pus în situația să, încă o dată, să constat că domnul Iohannis pare să se activeze doar în momentele de campanie electorală și atât. Cum s-a terminat campania? Deci din momentul în care s-a afișat rezultatul alegerilor, aparițiile publice ale domnului Iohannis cu adresare către populația României au încetat brusc. Deci gata, nu mai era nimic de comunicat, nici să ne spălăm pe mâini, nici să avem grijă, nici cum e cu vaccinul, nici cum e cu vecinul, nimic. Nu mai era nimic din toată chestiunea asta. Au mai fost elementele astea de PR, așa, la un moment dat, și de imagine cu dezgolit brațul, făcut poza cu vaccinul. Da? După care apare acest moment în care, într-adevăr, așa cum ziceai, Dan, mai devreme, dom'le, românii sunt un popor sentimental, suntem, ne aprindem, avem chestia asta, latin, da? Noi vrem să vedem că în fruntea țării, a guvernului, sunt niște inși care suferă la fel ca noi. Am avut momente în care am vrut să-i vedem și că beau un pahar ca noi și Băsescu ne-a arătat povestea asta la om. Da? Avem zona asta de ipocrizie. E o zonă de ipocrizie din punctul meu de vedere în spațiul public, în care zicem, dom'le, să ne arate că e de-al nostru. Când ne arată că e de-al nostru și dansează cu țigăncile, începem să-l înjurăm că prea a fost de-al nostru. Asta este, trebuie să admitem, suntem ipocriți. Da? Dacă înjură, da, și noi toți înjurăm, zicem tot din ipocrizie la un dat, bă, înjură, mă, cum să înjure, cum nu știu ce, da? Teoretic ne place neamțul, teoretic, atenție, da? Dar să fim serioși, Caragiale a plecat în țara asta scârbit tocmai pentru că românul niciodată nu o să ajungă precum e neamțul, că tot suntem în... Da, s-a dus la Berlin.
Și a murit repede, când a văzut cine e neamțul. Bă, s-ar putea să fi murit și de dor, înțelegi, la un moment dat. Să-i fi lipsit mitică din cărciumile românești. Dar pe mine m-a șocat, îți spun zi, tu spui, eu, dacă a fost nepotrivită plecarea lui la schi. Nu. Mie, pe mine chestia asta m-a făcut să cas cu ochii, să spun, bă, nu e posibil așa ceva. Te înfioară. Te înfioară, da. Pentru că, dom'le, părea așa lipsit de suflet. Asta e, trebuie să o spun pe românești. Părea un om care a ieșit doar de PR în curte la Balș să vorbească împreună cu ce s-a zis, cu Voiculescu sau cu Câțu, cu care s-a fost acolo, să zică, e rău, e nasol, faceți bine să suflet îndreptați lucrurile. După care și-a pus, cum zice românul, palma în fund, schiurile la spinare și s-a dus la Păltiniș. Bă, da, nu merge așa. Da, nu merge. Nu funcționează, îmi pare rău. Nu e. Românul, sunt convins că n-a da, primit chestia asta. Vă rog să băgați de seamă că pățim și noi ce au pățit și peruanii. Da, Fujimori, în Peru, da. Și acolo, că Fujimori a câștigat pe ideea, domne, vine un japonez serios. Că noi așa avem impresia că votăm Toyota, BMW-uri, chestii de astea. S-a dus dracu mitul ăla, Fujimori ăla, nu mai știu, în pușcărie a ieșit, l-au grațiat, l-au luat vreo 20 de ani pentru corupție. Și la noi, vă rog să băgați de seamă că s-a dus dracului un mit, neamț. Doamne, treabă germană. Doamne, aici trebuie un neamț. Doamne, treabă, ia uite cum a făcut. Doamne, ce frumos a zugrăvit, treabă nemțească. S-a dus dracu un mit, a luat un neamț. L-am văzut. Foarte bun. S-a dus, mă, încă din primul război mondial, când a venit la generalul și a zis la un moment dat, când i-a văzut în ce hal ajunsese armata germană după stat câteva luni de zile în România. Toți erau pe la bordeluri, erau pe în cârciumă, nu mai aveau la un moment dat uniforma călcată, cămașa era strâmbă, cravata nu mai exista, vânduseră tot. Adică s-a terminat, n-ai ce să faci. Da, dar vă rog să băgați de seamă că poporul ăsta român cu cămașa scoasă, așa cum e el, n-a putut niciodată să fie încolonat de niciun dement, de niciun cretin și dus în pas de defilare să umple un continent cu gropi comune și cu camere de gazeri. Românul cu cămașa scoasă zice, lasă bă, du-te tu. Du-te tu că venim și noi mai încolo, că mai bem un șpriț. E minunat poporul ăsta român. Eu, culmea, avem așa o admirație pentru cine? Nemți și japonezi. Japonezii când au ocupat nordul Chinei, Manciuria, se dădea primă de fiecare japonez, de fiecare chinez omorât. Femeile gravide, când omorau o femeie gravidă, prima era dublă, că se considera că au fost omorâți doi și au cerut scuze. Uite, mi-e plac popoarele astea așa, cu șprițul naș, cu cămașa scoasă. Dane, mai ești cu noi? Da, da, sunt. Ascultam iar considerațiile cu valoare istorică. Profesor de istorie, mă, ce vrei? Ne plac japonezii și ne plac nemții nu pentru caracterul lor, ci în general pentru produse, pentru că aveau produse fiabile. Da. Iar lucrul ăsta nu poate fi negat. Uite, de exemplu, eu am întâlnit zilele astea, am și scris o familie venită din Germania care a salvat un sat, a salvat o biserică fortificată, una dintre puținele intacte în care toate materialele sunt originale, și care a reușit să creeze din nimic ceva foarte interesant. Vorbesc ceva la nivel occidental. Au luat fostul CAP, au luat casa parohială, școala parohială și le-au transformat într-o pensiune. Deci, cum să vă zic, din punctul ăsta, marea problemă pe care o aveau, știți care e, nu? Cu autoritățile. În momentul în care au renovat casele, cei din Consiliul Local au venit și le-au spus, știți că trebuie să mărim impozitele acum, pe casă. Păi, arată ca noi. Da. Plus că vin să mănânce pe gratis acolo, bănuiesc. I le-au dublat. Nu, se pare că de la asta, de aici li s-a tras. Că n-au mai putut să mănânce pe gratis. Păi, aia. În rest, locul ăla se învârtea după soare. Deci n-am văzut așa pensiune în... Am văzut, ai pus poze. Arată super. Într-un mare fel. Da, deci pensiunea de la Cinșor, dacă aveți ocazia măcar să treceți pe acolo, să vedeți biserica fortificată, iar e foarte interesantă. Ei o întrețin din donațiile private, că e o comunitate de saxoni care mai are doar 8 oameni. Ei sunt proprietarii bisericii fortificate, dar toți sunt oameni în vârstă și în fiecare an mai dispare 1-2. Și întrebarea lor când am stat de vorbă cu ei era, bun, și ce facem când o să dispărem toți? O să vină oare cineva mai tânăr, vreun român, să preia lucrul ăsta? Asta e o întrebare la care, din punct de vedere istoric, băieții cu cămașa suflecată de care
vorbea Mirel, au dat răspunsul de mult. Nu o să vină. Nu e, Dane, nu e adevărat. Încep românii să se întoarcă, se duc, muncesc în străinătate. Se întorc, dar se întorc pe partea altă. Fac un ban, nu e adevărat, Dan. Fac un ban acolo, vin cu banul ăla, au preocuparea în ce să-l investească. Uite, a venit un tip la mine în cartier, poreclit irlandezul. Domnul și-a făcut o casă superbă, treia cărămidă, cu burlanele pe afară, un pic încastrate, așa cum sunt casele alea superbe din Irlanda. A dat drumul la un mic business. Uite acum, rapid l-a făcut pe pandemie. Da. Catering, o chestie asta de catering, livrare de mâncare la domiciliu. Dom'le, se vede că a venit cu școala de afară. Mâncare bună, nu scade cantitativ de la o zi la alta, nu crește prețul de la o zi la alta. Ce te aștepți că ți-aduce, aia ți-aduce. Se întorc și fac treabă unul. Nu, nu fiți pesimiști. Uite, îl citeam ieri pe Daniel Funeriu, pe fostul ministru al învățământului, pentru o postare în care tind să-i dau dreptate că am întâlnit și eu oameni care mi-au spus lucrul ăsta. Funeriu zicea așa în postarea aia: un număr surprinzător de prieteni apropiați, români sau nu, cu posturi bune în mari universități din Statele Unite ale Americii, sunt dezgustați de acapararea agendei universitare, de o irațională corectitudine politică. Mulți români de acolo îmi spun, zice Funeriu, că se gândesc să se întoarcă. E o uriașă oportunitate care, împreună cu fondurile UE care vor veni, pot da un impuls cercetării și universităților. Nu e o chestiune de neluat în seamă, pentru că eu mi-l aduc aminte într-un interviu. Dar problema e că o să dea de aceeași corectitudine politică la București. Nu cred. Spre exemplu, ți-l aduce aminte pe Andrei Șerban. Știi ce? Exact. Andrei Șerban a avut la un moment dat o intervenție într-un interviu, da, în care, mă rog, povestea un episod halucinant dintr-o distribuire a unui rol în care, mă rog, corectitudinea politică îl obliga, cred, să dea... Nu. Era o sesiune de admitere la facultatea de actorie și a venit un băiat, un transsexual, în plin proces de transformare, și Andrei Șerban a spus: prietene, nu mă convingi. Eu nu pot să te văd în Julieta, nu pot să te văd în... Dom'le, și pe chestia asta așa a ieșit un iure și întreg. L-au luat în ședințe de partid, care cum ne povesteau părinții noștri, că se întâmplă prea unul în anii 50. Nu numai atât. Foarte bine că ai povestit de mediul universitar, așa este. În domeniul medical, cunosc mulți tineri, mulți medici tineri care au fost rezidenți aici, au plecat, că e un miraj. Într-adevăr, au văzut că câștigă bine, dar au văzut că după orele de program sunt paria. Nu stă nimeni de vorbă cu ei. Am un prieten foarte apropiat, om la 60 și ceva de ani, proprietarul a două spitale în Salzburg, căsătorit cu o baroneasă, are un spital de dermatologie și un spital, o clinică de recuperare post intervenții neurochirurgicale. Repet, soția lui baroneasă are o avere impresionantă, omul, și din familie și din munca lui, și pe care l-am întrebat, zic, bine, dar cu prietenii? Și zice, până la 6 seara sunt regele Salzburgului. După ora 6 seara sunt ultimul gunoier de pe stradă, nu mă salută nimeni, nu primez niciun telefon. De 40 de ani, de când e Marlise căsătorită cu mine, povestea el, a fost exclusă din lumea aristocratică austriacă pentru că s-a căsătorit cu un paria, cu un român. E, românașii se duc acolo, fac bani, văd, fură meserie, cum se zice, fură mod de viață, fură civilizație, fură respectul față de reguli pe care l-a impus, mă rog, protestantismul, catolicismul, fiecare în ce țară este, și se întorc aici. Nu toți, mulți. Eu am mari așteptări de la oamenii ăștia. Și a zis, dar nu, să mai devreme și rog să dezvolte. S-ar putea totuși să fie adevărat. Am văzut că agenda asta progresistă, neomarxistă, capătă e un mare avânt, să spunem, să știți, și în mediul universitar românesc. Adică... Nu numai în mediul universitar. La noi pătrunde prin mediul politic până să ajungă în mediul universitar. Pentru că în mediul universitar încă mai sunt profesori de școală veche. Dar contactul și obligațiile pe care încep să le aibă îi duc în zona asta. Dacă vreți să vorbim de corectitudine politică, păi uitați-vă la tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele 48 de ore cu povestea de la Suceava, cu
copilul botezat care hai a decedat. Uitați-vă la atacurile iraționale la adresa bisericii, că până la urmă acolo vorbim de un incident tragic, o tragedie pentru părinții. Nici nu se poate pune în discuție acest lucru, dar care este un incident izolat. De aici până la a transforma tot într-o problemă la nivel național și a duce discursul într-o zonă cât mai extremă cu putință, mai e doar un pas, pentru că ceilalți pași au fost făcuți. Atacurile la adresa bisericii nu sunt noi, dar aici te-aș contrazice. Nu e un, dar sunt tipice, din păcate, sunt nu e un incident izolat. Progresiste, să știi. Astăzi, înainte de emisiune, mă uitam, pentru că în perioada în care făceam și emisiuni la televiziune, mi-aduc aminte că am mai avut un astfel de caz, dar asta s-a întâmplat deja în urmă cu niște ani mulți. Dar mă uitam, dând o căutare simplă pe YouTube, am văzut o grămadă de știri. Când spun o grămadă, uite, martor mi-e Manu, colegul nostru în regia de emisie, un incident asemănător, un incident, o tragedie asemănătoare. În 2017, spre exemplu, cu un bebeluș de asemenea care a murit imediat după botez, da? Și atunci nu se știe că la noi nu există follow-up după astfel de evenimente. Presa din România s-a tâmpit din punctul ăsta de vedere. Adică, domnule, s-a întâmplat o tragedie. Vezi, mă, până la urmă, dă-ne și concluziile anchetei. Urmărește-o. Da? Nu știm, urmărește-o. Vedem ce s-a întâmplat până la urmă. N-avem, obiceiul ăsta s-a pierdut, să spunem, și nu știm cum a fost. Dar au mai fost astfel de tragedii și în urmă cu 10 ani, și în urmă cu 15 ani. Da? Și sunt unele despre care, să zicem, știm că au apărut ca știri în presă, dar ori mai fi și altele. Unele dintre ele au așa, Dane, de exemplu. Preoți care scufundau copiii în momentul în care îi scufundau în cristelniță fără să le protejeze căile respiratorii. Deci să pune mâna pe nas, cei care îl urmăresc acum, am pus mâna pe nas și pe gură, doar care bagi copilul în... Mai mult decât atât. Mai complicat. Unii nu le sprijineau capul. Erau vorba de copii la un moment dat care aveau 6 săptămâni, da? Să-l arunci în cristelniță și să-l ridici. E un... Dacă îmi dai voie, am stat de vorbă ieri dimineață cu duhovnicul meu. Așa. Și mi-a zis, Mirel, e foarte complicat. Când eram student, am făcut antrenamente cu o păpușă a soră-mii în cadă. E o dinamică, e o viteză mare, că pe copilul ăla nu-l ții în apă, nu știu cât îl scufund și îl scoți repede, timp în care trebuie să ai grijă. Vertebrele cervicale să fie aliniate, că îi rup gâtul. Iar căile respiratorii să fie acoperite, dar să fie acoperite fracțiunea de secundă când l-ai scufundat, ca să respire. În timpul ăsta, după ce copilul s-a udat, în apa aia, mai este și ulei, că e mir, îți lunecă din mână, trebuie să fii atent să nu-l scapi în cristelniță și asta n-ar fi nimic, dar să ai grijă să nu scapi pe ciment în biserică. Se face repetiție, dar e o chestie foarte interesantă. Mă întorc la ceea ce a spus Dan, la reacții. Dom'le, avem două tipuri de reacții. Aici nu le iau în calcul pe cele normale. Reacția normală la așa ceva fiind, dom'le, haideți să așteptăm examenul anatomopatologic, haideți să așteptăm autopsia. Avem două tipuri de reacții. Ăia, deliri misticieni, le zic eu, iar eu am voie să le spun așa pentru că sunt din categoria pupătorilor de moaște. Deci îi avem pe unii în delir mistic și cu carte puțină care spun asta e băi, mai mor copii la botez. Și reacția celorlalți că trebuie modificate ritualurile și că nu, și că ce-i prostia asta și că în general copiii nici n-ar trebui să fie botezați niciodată decât când aveai 30-40 de ani și au nu știu, conștiința religioasă formată. Bineînțeles, proști găsești în toate părțile șoselii și într-o parte și în alta. Însă, de aici, că așa îmi place mie să fiu, că are dreptate Dan când spune că-s bătrân, mie îmi place să trag tâlcuri. Niciun preot de pe suprafața pământului ăsta n-are cum să cunoască o odraslă, un copilaș, mai bine decât îl cunosc părinții. Dom'le, părinții trebuie să spună ce au de făcut. Mama, în cazul meu, a chemat pe preot să mă boteze acasă, pentru că eram răcit, aveam pneumonie și pleurezie. Și preotul m-a botezat acasă, m-a prin stropire, m-a stropit cu busuioc, cu apă și cred că sunt ok, nu știu, zic eu. Atunci și părintele trebuie să aibă o discuție și părintele ăștia trebuie să le mai răspundă, măi, fraților, trebuie să mai spună copiilor, băi, nu te duci într-o hrubă precum colectiv și dacă te duci, te uiți pe unde ești.
Nu-ți pleacă copilul de acasă, cum e în cazul copil minor, cazul Caracal. Tată, mă duc să fac autostopul, că mă duc până la oraș. Dom'le, părinții trebuie să caște ochii înaintea preoților, înaintea milițienilor, înaintea autorităților, înaintea statului, înaintea bisericii, înaintea oricui. Da, mai să ne întoarcem un pic la chestiunea asta, pentru că, din nefericire, episodul ăsta, zic eu, de la Suceava, a dat din nou ocazia ălora care au tot strigat: noi vrem spitale, nu catedrale, ne plac bisericile din lemn mici, spațiile mici, 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 nu știu ce, da, toată povestea asta, a dat ocazia să lanseze un nou atac la adresa bisericii și trebuie să admitem cu tristețe că ăstea sunt în lanț de ceva ani. Am înțeles, Robert. Ani. Da. Eu știu un caz, un prieten foarte bun, al cărui copil, bebeluș, a murit într-un spital privat cu zile. Ferească Dumnezeu. Da? Eu atunci aș propune să desfințăm spitalele private. Iată. Da. 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 Da, pentru că asemenea tragedii să nu se mai repete. Da. Da. Nu, haideți că undeva trebuie să existe și rațiune în toată povestea asta. În primul rând, spre deosebire de spitale, botezul nu este obligatoriu. Dacă vrei să faci lucrul ăsta, faci și te gândești exact cum a spus Mirel. Cum e mai bine să-l faci? Sigur, deci nu e o procedură obligatorie ca și când îți dă buletin. Vrei să-ți creștinezi copilul, creștinezi. Nu vrei, nu faci. Dar de aici până a transfera o tragedie la nivel național, în condițiile în care, după părerea mea, este folosită ca o diversiune. Asta voiam să ajung. În sfârșit, da, ai pus... Este folosită ca o diversiune pentru a acoperi... Povestea de la Balș. Nesimțirea de care dau dovadă politicienii în cazul de la Matei Balș. Așa care. Cum au dat și în cazul de la Colectiv. Da. Da. Pentru că le este foarte simplu să ia voturi pe cadavre. Uh-huh. Problema e că după aia nu mai fac nimic. Uh-huh. Ajungem, de fapt... ca de fiecare dată, periodic, să constatăm că nu s-a întâmplat nimic bun. Ajungem să constatăm că, din cât se spune, în acea cameră erau aerotermene. De ce? Pentru că era frig. De ce era frig? Păi, vă spun eu de ce. Pentru că pătoși Ștefan cel Mare e la fel. Mie nu mi-a venit să cred, mi-a atras Dan atenția în dimineața aia. Nu vă ți-am zis. Spus de la Victor Ciudacu pentru că a publicat situația luată de pe site-ul Radet. Da. Eu am dat telefon la spitalele din jur. Și m-am sunat pe Dan. Mă, Dane, mă, chiar e pană de căldură acolo. Adică, totuși, nu-mi venea să cred. Când am... Și zice, uite-te mă la Ciutacu, că a pus Ciutacu. Dom'le, când am... Stai, dom'le, vorbite, am făcut aici la evenimentul zilei acel interviu cu Florin Toma. Hai mă, ajuns să te îndoiești. A, sigur că care striga deja, nu era nicio chestie. Deja la începutul lunii ianuarie, omul ăla urla, dacă vedeți postările lui din perioada respectivă, urla pe Facebook. E frig, e frig. Pe lângă faptul că mor din cauza COVID-ului în Balș, Doamne, așa, apără-mă, da, striga, e frig, sunt caloriferele reci, faceți ceva, băi, dați-ne căldură, suntem în spital, dârdâim, stăm cu păturile pe noi. Și omul a venit în emisiune și avem făcut acel interviu cu el și mi-a zis, că noi am publicat primii povestea asta, a zis, domnule, era mare, o aerotermă. Mare dezvăluire. Era o aerotermă în salonul ăla care a luat foc, era o aerotermă. Au sărit toți, să spună. Nu era nicio aerotermă, nu s-a întâmplat. Sigur că a fost criminală povestea asta, dar eu îl cred pe unul care n-avea niciun interes să mintă. Florin Toma, ce interes avea să minte când a spus... Oamenii veniseră cu aerotermă în spital. Ce interes avea omul ăla să mintă? Da? Să ce? Doar să mai ales că era luat, eu l-am luat din pat așa și l-am ridicat. Am zis, ia povestește experiența ta de la Matei Balș. După care au sărit toți, managerul spitalului, politicienii. Nu era, domnule, nicio aerotermă, noi n-am avut aerotermă. Pe cum mureau oamenii de frig acolo și ce vrei să ne spui? Că nu îi încălzeați cu absolut nimic? Păi le-a fost frică, da. Le-a fost frică. Să nu devină acari. E de pușcărie. Să nu devină acari pe unul. E de pușcărie. Da. Păi despre asta este vorba. Ideea este că, și aici vorbim de o problemă de sistem, pentru că acarul pe un va fi foarte greu de găsit, pentru că el e undeva în istorie. Și azi pe dimineață am citit pe Spot Media un interviu foarte interesant cu un fost director de la care se ocupa de rețeaua de termoficare.
23 de ani, mi se pare, a fost director la termoficare, care spunea un lucru. Că dacă în anii 90 rețeaua suporta 12-13 atmosfere presiune, acum suportă 3-4. Că dacă erau 7.000 de oameni în 1990, acum mai sunt 2.600-2.700, problema este că se pensionează și nu mai găsesc sudori, nu mai găsesc nici oameni să sape șanțuri. Nouă meseria. Rețeaua este ciuruită, că nu au cum să o repare și că de fapt vorbim de o delăsare. Adică noi ne-am îngrijit pe fonduri să băgăm firele de internet prin canale. Dar de conductele prin care ar trebui să vină apă caldă și căldură, nu ne-am ocupat. De ce? Explicația, ca de obicei, este de o simplitate dureroasă. Pentru că bănuiesc că de aici erau, se cheltuiau bani mulți, pe o durată lungă de timp și nimeni, de fapt, nu putea contabiliza în voturi sau în altceva. Nu se vedea. Beneficii. Da. Singurul primar în România, în București, care a făcut o schimbare la un moment dat a rețelei și chiar pe Ștefan cel Mare, dar a făcut-o în mandatul lui, înjurat, sigur fiind, da? A fost Videanu, să știți. Da? Da. Videanu a făcut Ștefan cel Mare de la cap la coadă în urmă cu un timp. Sunt deja 15 ani. Are dreptate, Dan. N-aduce voturi. Habar n-aveam. Da, evident că a fost înjurat de toată lumea. Asta era. Da. Bun. Ideea este că nici Nicu Șordan, care și USR-ul și-au făcut o întreagă campanie pe tema asta, cu căldură, cu căldură în case și așa mai departe, o să vedeți că la finalul celor 4 ani nu va putea să facă, nu va putea să bifeze acest obiectiv dintr-un motiv foarte simplu. Pentru că nu se poate. Pentru că ar trebui o conlucrare la nivel de guvern, câteva miliarde, ca lucrurile astea să se întâmple sau să vii cu o altă soluție. Cum a venit, de exemplu, Traian Băsescu în campania electorală locală, cu o soluție ingenioasă, după părerea mea. El a spus, dom'le, renunțați la Radet și faceți centrale de quartal. Ca să nu mai trebuiască să reabilităm tot ceea ce înseamnă rețele. Că n-avem cum. Așa e în toate marile orașe, în orașele civilizate, Dan, în toată lumea. Da. Stai că vine peste noi povestea asta cu Green Deal-ul, care ne va obliga la o chestiune absolut îngrozitoare pe lângă ce probleme avem acum. Va trebui să modernizăm ceturile, dacă vrem să mai menținem sistemul centralizat de încălzire. Ceturile din București, că tot vorbeam emisiunea trecută de poluare, sunt extrem de poluante, deci e o nenorocire întreagă cu ele. Iar acum pe Green Deal ar trebui la un moment dat, în câțiva ani de zile, să punem lacătul pe ele. Că nu se va mai putea să le folosim. Da? Vom fi amendați și paraamendați. Și atunci hai să vedem ce putem să punem în locul acestor chestiuni. Deci, când la opă domnul Nicu Șordan spunând că o să înlocuiască 600 de kilometri de conductă în anul care vine, nu că mă buvnește râsul, mă buvnește plânsul. Că nu se va putea întâmpla lucrul ăsta, așa cum spune Dan Andronic. De ce? Păi gândiți-vă numai că se întâmplă o situație din categoria arhicunoscută deja în România. Câștigă unul licitația, că-s bani mulți la mijloc, și altul o contestă. Și în ce procese? Și în ce procese? Păi deci 2 ani de zile va fi blocată și Mânicușor va apărea și va spune eu am vrut, dar nu s-a putut, mă, de ce? Lumea rea, viața grea. Uite, de-aia sunt eu credincios și de-aia îl iubesc eu pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face glume de genul ăsta, îi pune pe ăștia pe dal de Nicușor Dani, să se confrunte cu situațiile pe care până la un moment dat ei le provocau. Păi Nicușor Dan, care a oprit 500 de investitori imobiliari din activitățile lor, numai ca ăia să-și vândă business-urile unor jmecheri și le-a oprit... Asta e o acuzație pentru care ai nevoie de probe. Am, sigur că da. Unul din ei e prietenul nostru chinezul, Florin Pârvu, care îmi spunea mie... Păi cum nu credeți că bani? Îi dau în judecată și îi opresc. Să mă dea în judecată chinezul. Dar repede de tot. Prieten cu noi de 30 de ani. Așa. Acum e foarte interesant să fie pus... Am uitat să-ți povestesc. Nu știai de el, da. Să fie pus în aceeași situație. Să vrea să facă... Că la un moment dat, el, chiar dacă nu-și va da el seama că are ceva de făcut, o să-i spună unii, băi, fă-mă ceva. Și să-l oprească unii. Să-și bată joc de el așa cum el și-a bătut joc de multă lume. Minunat. Da, dar între timp vor fi niște între timp sau oamenii în frig. Da. Milioane de apartamente, sute de mii de apartamente lăsate în frig în București. Nu merge așa. Adică
E clar că, nu știu dacă varianta e cea propusă de Traian Băsescu, și aia am discutat cu specialiști, are... Nu nici eu dacă e propusă, dar ideea este că trebuie să vină cineva cu o soluție alternativă. Că să nu vii cu nimic și să vii tot cu promisiuni că urmează să spargem bulevardul. Păi, Dane, îți spun care este varianta în momentul de față și se va ajunge la ea, pentru că vedem cu toții cum se construiește în mod în chestiunea nouă. Blocurile care sunt făcute acum nu mai au povestea cu centrale. Sunt exact ca la Londra, ca în marile orașe, cu încălzire prin pardoseală. Care încălzire prin pardoseală, în bună măsură, așa, e cu sistemul, cu apelarea la sistemul electric. Da? Stai un pic. Aici apare altă poveste. Încălzire electrică, nu țevi cu agent termic. Există și varianta cu țev cu agent termic, de așa este o chestiune pe care ți-o poate face la un moment dat o centrală de apartament. De bloc, în momentul de față sunt centrale, că unii spun sunt poluante. Robert, stai puțin, că noi totuși vorbim, Robert, noi vorbim de sute de mii de oameni, de familii, care trăiesc în blocuri vechi. Lasă-i pe aia care se duc unde își produc singura apa caldă. Păi stai puțin, că poți să faci așa cum ai făcut un proiect de învelopare a blocurilor în București, da, pe care l-a finanțat primăria. Etapa următoare ar fi să finanțezi la un moment dat, de ce nu, și această variantă de încălzire prin pardoseală sau de în unele zone unde se poate să întâmplă chestiunea asta. Da, bun. Da? Am rugăminte. E clar că soluția ta nu e aia bună. Hai să trecem la un subiect la care ne pricepem. Stai mă, de ce nu e bună? De ce nu e bună? Dacă așa se construiește acum, deci... Acum vorbesc serios, hai să discutăm despre coaliție. Uite, vă propun ideea de coaliție, pentru că în ultima vreme am văzut tot felul de scandaluri. Chiar astăzi, acum citeam, nu știu dacă știți, dar la Cluj prefectul va fi de la UDMR. De la UDMR, iar la București, da. De la USR. Va fi de la USR Plus. Deci PNL-ul merge pe linia lui Orban, cedează tot, pe ideea că dacă nu e nimic, atunci nici n-are lumea ce să-ți reproșeze. Eu nu cred că PNL-ul merge pe linia lui Orban. Cred că merge în momentul de față pe directiva trasată de Iohannis. Eu cred că de acolo apare indicația, dați-le usăriștilor ce trebuie să le dați. Ascultați ce spune Radio Europa Liberă. Ce spune? Ludovic Orban, deci ideea era că PNL-ul putea să aleagă între Cluj, avea prima tragere, ca să zic așa, între Cluj și București, însă Ludovic Orban a venit cu o propunere neașteptată. PNL a ales, ce credeți, Sibiul. Iată. Da? Și atunci, 2, USR-ul a luat Bucureștiul, 3, UDMR-ul, că așa e ca la loto, a luat Clujul și nu știu ce o să mai ia, Vasluiu o să mai ia PNL-ul. Dar ție ți se pare că asta e ideea lui Orban sau că e, ideea, sau că e trasată, cum spuneam, e cu directivă de la Cotroceni? Mai ales că vorbim despre Sibiu, mă. Sondajul pe care l-am văzut zilele trecute începe să reflecte o realitate politică. PNL-ul devine al treilea partid. Și dacă se mișcă cu talentul ăsta, în curând va fi al patrulea partid. Aurul îi va lua fața. Nu-mi dau seama ce fel de strategie au în cap. Partea asta de non-combat pe care o tot vedem și în care lasă... ca celelalte partide din coaliție să fie mai importante decât partidul care a dat primul ministru, în general, în istorie, s-a dovedit a fi falimentară. Nu știu, poate strategia lor de data asta va reuși și PNL-ul va câștiga niște procente din neant. Deci așa aici trebuie să fim echilibrați. Cert este că liderul PNL Cluj, deja Alintișe, deja și-a exprimat scârba pentru modul în care s-a negociat de la nivelul liberalilor. Dan, tu spui de un și Robert totodată, că sunteți mult mai pricepuți decât mine în zona politică. Spune Dan de non-combat la PNL. Același non-combat eu l-am văzut la PSD. Ce vor ăștia, frate? Adică ai un eveniment precum cel nenorocit, un sinistru, o tragedie, eveniment nenorocit cu spitalul Balș. Și toată reacția PSD-ului, partid de opoziție, înțeleg, e întrebarea. Demisia. Ce spui, Dan? Am înțeles întrebarea, răspunsul e simplu. După părerea mea, PSD-ul mizează pe spargerea coaliției și pe o guvernare alături de PNL și atunci nu vrea să provoace conflicte majore care să nu poată fi depășite într-o viitoare negociere. Deci, ce conflict major? Ei îi fac ciuma roșie de ani de zile
și ei nu vor să-i supere cu ce? N-am zis că nu vor să-i supere. Doamne, măcar să fi zis ceva de ministrul sănătății, că despre la ai ce zice trei zile. Stai că ajunge la PSD, dar hai să continuăm un pic pe povestea asta pe care o spune, pentru că eu am câteva informații de culise, mă rog, unele dintre ele au mai apărut, dar poate mai și completăm tabloul ăsta. Domnul Klaus Iohannis a împins la un moment dat, le-a făcut curaj, ca să spunem așa, unor oameni din PNL, precum Rareș Bogdan, și prietenii lui, pentru că vorbim de domnul Tișe, vorbim de Falcă, vorbim de Bolojan, vorbim de Boc, da, și alții de la nivel central, a spus, hai, ofensivă, dați-i drumul că Rareș scoate sabia dânteacă și la gâtul lui Orban. După care, din motive pe care sunt convins că nici Rareș Bogdan și nici alții nu le-au înțeles, tot domnul Klaus Iohannis i-a spus lui Rareș Bogdan, bagă sabia dânteacă. L-a atins un pic la zgâria pe Orban, bagă sabia dânteacă. Dan? Dar ce răspund eu în locul lui, că mi-a zis deja, că l-am întrebat, bă, ce a vrut Rareș Bogdan? Are o teorie foarte interesantă, foarte interesantă. Zice, băi, Rareș Bogdan n-a vrut decât să arate, ăștia suntem. Dar mai totuși civilizat este să spună Dan ce are de zis. Eram curios să văd ce ai înțeles. M-ai ascultat. Da. Nu, dar chiar i-a dat un mic examen. Da. Eu am spus altceva, adică în alte cuvinte, am spus că de fapt Rareș Bogdan s-a marcat ca fiind liderul grupării anti-Orban, că nu aștepta un rezultat imediat, pentru că nici n-avea ce rezultat imediat să aștepte, nefiind congres, deci nu putea concretiza acea revoltă decât într-o demisie. Dar Ludovic Orban e mult prea hârșit și are nervii mult prea tari ca să se ducă în zona asta. Și atunci, ca să-ți răspund și ție, Robert, la întrebare, eu cred că Klaus Iohannis a vrut să-l cheme pe Ludovic Orban la negociere și atunci i-a dat un semnal foarte direct. După principiu, dă-le griji. I-a dat griji. Pentru că poate că nu mai avea Ludovic Orban și poate începuse să fie mai independent. Tot din acea perioadă am aflat că Florin Câțu nu-i răspundea la telefonul lui Ludovic Orban. Deci nemulțumirile sunt destul de profunde. Dăm voie la chestiunea asta să pun și eu un scenariu pe masă și timpul sunt convins că este cel care ne va arăta, nu neapărat cine a avut dreptate, dar care varianta a fost, să spunem, mai aproape de realitate. Eu cred că domnul Klaus Iohannis în momentul de față mizează foarte mult, după ce a trecut campania electorală, pe ceea ce înseamnă sprijinul USR, deci cred că lucrează foarte aproape cu USR. Cred că tabăra Rareș Bogdan, mai puțin progresistă și mai puțin dispusă la compromisuri cu USR, ar fi fost destul de, hai să spunem, combativă în relația cu USR-ul dacă ar fi reușit, să zicem, să-l punem pe Orban în situații delicate, cum ar fi să abandoneze șefia partidului. Deci un Rareș Bogdan, să zice, la conducerea PNL în momentul de față, ar fi foarte greu de armonizat cu punctele de vedere ale USR-ului, în vreme ce domnul Orban cred că este mult mai maleabil în această situație în care se află acum. Ce s-a întâmplat cu prefecturile. Exact, da. Deci cedează, Orban e dispus să cedeze în momentul de față, dar atenție, cedează și pentru că domnul Orban a ajuns cum bine, aici îți dau dreptate, după o discuție probabil cu domnul Iohannis, a ajuns la concluzia și că i-a zis domnul Iohannis, tu faci cum zic eu și o să fie bine. Vezi că trebuie să-i ținem aproape pe ăștia de la USR, că dacă nu-i ținem aproape și ăștia să sucesc cumva, avem o problemă. Problema ar putea fi următoarea, avansând, zic eu, scenariul, ducându-l mai departe. De ce să permită domnul Iohannis o împrietenire a PSD-ului cu USR-ul, care s-ar putea produce oricând? Pentru că USR-ul are un sex politic incert. Și de ce, zice domnul Iohannis, zice, lasă-mă să-i ținem noi pe useriști aproape, că altfel îi iau PSD-iști. Da? În același timp, ajungem și la ceea ce spunea Mirel, n-ar fi exclus să vedem la un moment dat un PSD, nu-i așa, reformat, modernizat, măcar de fața de spoit, care bate palma la un moment dat cu PNL-ul. Sigur, care are, păi cum, deci, îl au la vârf pe un Dâncu, personaj care a fost, ce a fost, Dan? Vicepremier în guvernul Cioloș. Adică sunt punți serioase. Oho, dacă ar fi numai ăsta. Dacă ar fi numai ăsta, da. Da. Nu vezi ce se întâmplă. Bun, problema este, la final, trăgând linie, nu în emisiune, ci această discuție politică, că lucrurile nu merg mai bine, nu se întâmplă nimic bun, nu vedem că există o strategie economică din care România să iasă, sau românii, de fapt, să iasă câștigați.
că sunt neînțelegeri în coaliție, ceea ce afectează actul de guvernare și că din când în când sistemul face implozie. Cum s-a întâmplat la Matei Bal și atunci ne dăm încă o dată seama că de fapt nu s-a întâmplat nimic și că nu ne rămâne decât să așteptăm cu minți pe bancă, așa cum îl așteptau pe Godot, să așteptăm următoarea catastrofă. Da, de altă parte însă, da. Uite, hai să revenim un picuț la, uite, hai dau un exemplu, că tot am discutat cu Mirel înainte, sigur aici un lucru, când pomenești numele ăsta pe Facebook, devine așa, se creează o tensiune majoră. Vlad Voiculescu, ministrul sănătății. Dom'le, dacă ai îndrăznit să te legi un picuț, să spui ceva, să zici, dom'le, n-a comunicat bine în criza de la Balș. Atenție că vrea să dea, are omul niște planuri, are niște oameni în spate, are... S-a terminat. Lumea da. Începe să se dumirească. Zici? În ceea ce îl privește. Mm. Da. Am văzut chiar azi noapte, n-aveam somn, pe niște pagini de ale lor, de ale tefeliștilor, să încaieră între ei. E un băiat de securist, uite-l ce face, am vorbit... Doamne, acum atenție, puștii ăștia, tefeliștii, useriștii, ce, cum naiba să le spun ăștia, hashtag rezist, sunt general sunt corporatiști. Atunci ei au foarte mulți colegi în corporațiile pharma, unde se știe exact cine este Nick Novartis, unchiul lui Voiculescu, cu ce se ocupă, porecla pe care o poartă, o știți, e Don Nick. Păi tu nu ești Don Turcescu că, și nici Dan nu e Don Andronic, că ca să porți o poreclă ca asta, trebuie să fii într-un anume fel și să te ocupi cu anumite chestii. Începe să se afle. Mai mult decât atâta, îl ajută și întâmplarea. Eu de aici am niște rezerve că președintele Iohannis ar miza foarte tare pe ei. Pentru că ar fi sărit niște forțe să-l apere pe Voiculescu în toată situația asta și nu sare nimeni să-l apere. Din potrivă, o ploaie de documente apar. Pe zi ce trece, mai mulți deontologi aia care ne sunt nouă dragi așa, din subunitățile de aia, jurnaliștii cu vii pușcă și creion chimic după ureche, îl atacă pe Voiculescu. Ies la iveală niște chestii, doamne, cu surprindere am văzut ce povestește și Silviu Mănăstire, că a fost amenințat de oameni de-ai lui Althammer, șeful de la DGA, Ministerul de Interne, cel care este soțul secretarei de stat de la Sănătate, doamna Althammer, fost secretar de stat la Sănătate în mandatul domnului Voiculescu în timpul lui Cioloș, care în pofida atribuțiunilor de serviciu pe care le avea s-a ocupat de instrumentarea unor dosare penale ale unor medici, Burnei, Irinel Popescu și mulți alții, că trebuiau puși cu, se urmăreau două chestii acolo. Unul, să-i fie puse cu botul pe labe vocile care s-ar fi putut opune privatizării în sănătate. Și doi la mână, să-i oprească, cum să vă spun, aveau niște intervenții medicale extraordinare, ori cei, persoanele respective, trebuiau să meargă în străinătate și Casa Națională de Asigurări de Sănătate să le deconteze, să le deconteze intervențiile. Mă rog, comisioane, doamna Althammer se ocupa cu așa ceva, că era absolventă de teologie, navigator îi zice. Am aflat și eu acum așa. Navigator, adică îl ia pe bolnav, îl trimite acolo și ia comision. De unde și ia comision? Aici poate să-și răspundă oricine. Domnul Althammer. O clipă de an și am terminat. Domnul Althammer. Să-l odihnească. Am operat la o firmă de management de caz din România, iar ei își luau comision de la spitalul străin. Unde decontează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Nu decontează punct. Nimeni acolo pentru că... A, nu, în cazul ăla nu. Da, da. Operația pe creier puteai făcută și în România. Da, 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 așa este. Dar în cazurile își iau comision... De aceea noi n-avem. Își iau comision de la banii, din banii plătiți de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ceea ce spui tu, Mirel, ceea ce... Numai o clipă și am terminat. Că vă mai dau o chestie pe care o știe puțină lumea. Domnul Althammer. Doamne, ați putea să-mi spuneți acum, băi Mirel, termină, mă, pentru tine toți sunt nu știu cum. Stai, mă, poate omul e capabil. E capabil, domne. Subofițer de poliție,
care a făcut facultatea, ești cercetat penal, sunt arestat, facultatea de drept la Băile Herculane. Ești cercetat penal, s-a desființat, a fost facultatea de milițieni aia. Deci domnul Alhamă, toată stima, era un godină care a reușit să facă la Băile Herculane. Dom'le, facultatea de la Băile Godină Herculane. N-a cum? Godină n-a nu, reușit. Un fel de, adică era, da. Godină n-a reușit, a dat. E o victimă a sistemului și Godină. Da. Eu totuși aștept ca Silviu Mănăstire să dea și SMS-urile sau mesajele de amenințare pe care le-a primit. Dan, să povestesc ce am pățit și cum m-a îndemnat tu. Noi am primit amenințări să nu mai scriu de Coldea. Și am povestit lui Dan și Dan a zis, pune mâna, scrie un editorial. Amenințările astea nu sunt, îți iau gâtul, te calc cu mașina, nu. Nu e bine, mă. Băi, Mirele, ce ai, mă? E băiat bun, este, băi. Da, domne, un acoperit s-a întâlnit cu mine, avea treabă pe în redacție. Ofițer acoperit. Și care m-a întrebat râzând, prietenește. Ce ai, mă, cu Coldea? Cu o zi înainte mă mai întrebase un alt amic de-al meu, rezervist de palasie. Ce ai, mă, cu Coldea? Păi l-am dat afară din casă. Ce ai, mă, cu Coldea? Băia bun. I-a povestit lui Dan, zic, pot fi o paranoic. Și Dan mi-a zis, nu ești paranoic, pune mâna și scrie. Același lucru este și cu Silviu Mănăstire. Și Silviu Mănăstire, să știți, putem să spunem multe lucruri neplăcute despre el, dar nu e o demoazelă de asta, nu da. E un din Gherguț. Domne, eu ca ziarist, eu știu că îmi plec de acasă, dar nu știu dacă mă mai și întorc. Nu, e un om serios, nu, e echilibrat în sensul ăsta. Sunt bani mulți la mijloc, măi, oameni bune. Miliarde. Da, vorbim despre miliarde. Zona asta de sănătate. Păi nu, dacă povesteam săptămâna trecută de exportul paralel de medicamente și am primit în imediat după aia cifra exactă, 1 miliard de euro pe an. Un miliard. 1000 de milioane. Da. Deci ceea ce vă spuneam, medicamente, pentru că România primește la un preț mai mic raportat la puterea de cumpărare, medicamente inovative care sunt nici n-ajung în farmacie. Sunt exportate imediat în Germania, Austria, Franța, unde au prețuri de 3-4 ori mai mari. Se pare că în țară nici n-ajung în țară, se fac doar hârtiile. Păi nu, asta spun, nici n-ajung în farmacie. Da. Va trebui să urmărim foarte atent activitatea domnului Vlad Voiculescu la Ministerul Sănătății. Eu presimt așa că, mai ales după declarațiile din ultima perioadă, cum că trebuie construite spitale. Eu cred că mai are puțin. Crezi tu? Mai are foarte puțin. Depinde. Câțu deja... Cine îl sprijină? Până termină sistemul. Câțu deja a făcut o declarație ieri. În primul rând că a trimis corpul de control la Spitalul Balș. Acum cineva răută ce s-ar putea spune, dacă Câțu mai are mult? Eu nu cred că mai are mult. Câțu în calitate de postul de prefect la Sibiu. Câțu în calitate de premier primește niște note de la serviciile de informații mult mai complete decât primesc membrii guvernului. Și Câțu a văzut ce scrie în notele alea. Și a dat foc la valiză Voiculescu cu toate sforărerile pe care le-a făcut ca să ia vaccinările de la armată. Domnule, aia la armată, mai râdem noi de ei că sunt cizme, că nu știu cum, dar aia au un obicei prost, aia nu prea fură, domnule. Și aia se duc la serviciu și fac treaba, că-s militar, domnule, sigur că da. Ori e o oportunitate mult prea mare, băieții care l-au pus pe Voiculescu, unde l-au pus, că le pus, domne. Nu poate ajunge unul care n-are se chinuie să termine o facultate economică, să ajungă contabil în 11 ani și nu ajunge nici măcar 10. Contabil. Hai, nu fi, 10 jumate. Da. Ajunge ministrul sănătății. Dacă era un doctor, puteai să zici, domnule, a ajuns ministrul sănătății. Bun. Deci pe el l-au pus niște unii, domne, acolo. Asta e limpede. Nu cred că trebuie să mai probez chestia asta pentru CNA. Domnule, ea l-au împins să facă treabă, domnule, l-au împins că e simpatic. Și apropo, desumflu unul din subiectele pe care le am acum la păcăliciul zilei, așa cum ție ți-a povestit colegul nostru Toma, ce a pățit în spital și că era frig, domne, a povestit iubita lui Voiculescu, domne, pe Facebook, dar nechemând-o Voiculescu că e doar iubită, o jurnalistă, fostă jurnalistă pe la Digi TV, mama fetei a fost internată la bal și fata povestește.
jos pălăria, medicii de acolo, sigur, frig, a trebuit să-i duc un calorifer electric. A, iată. Deci iubita povestește, a povestit pe Facebook. Da, așa e, în viață se întâmplă. Deci, Dumnezeu. Am găsit știrea acum, a dat Digi. Un cunoscut actor din Capital a fost reținut pentru viol. Cine e, mă? Cine, frate? Agresiunile au avut loc în noiembrie și decembrie. Ar fi agresat sexual o femeie, după care a amenințat-o cu cuțitul. Este vorba de un actor, nu îi se dă numele, care a jucat în mai multe reclame și care este cercetat și pentru alte două tentative de viol. A, păi se află rapid, trebuie să aflăm cine e vorba. Că... În reclame, da, a jucat George Clooney. Și o reclamă la cafea. Da. El o fi? Da. Hai că sunăm, aflăm și te sunăm și pe tine să zicem. O să spunem. Da. E ora 13 și un minut. Manu, cum suntem? Ieșim din emisie. Auzi, ca să ne spună. Da. Bun, concluziile e că, concluzia e că nu stăm foarte bine în momentul de față. Da? Din niciun punct de vedere. Aveți și noi vreo veste bună? Asta voiam. În afară de asta, dar am spus că vinul e, da, dar avem o veste cel bună. Mai complex aliment după laptele matern. Asta e o veste bună și mai avem încă o veste bună. Avem ce vorbi la emisiunile noastre. Ceea ce chiar e o veste bună. Da. A, dar după cum s-a văzut și când avem ce vorbi, găsim ceva. Găsim mai, ceva. M-a enervat Dan Andronica astăzi. Eu cred că în continuare asta cu încălzirea prin pardoseală este... Ne-a luat de sus. Da, ne-a luat de sus. Ca ne-a de sus. Știi, da. Firmă de încălzire prin pardoseală. Știe el cum e cu asta, cu încălzirea prin pardoseală. Cu o să-i demonstrez, dar cu vinul nu i-a plăcut. Cu pardoseala nu i-a plăcut. E năzuros. Da. Cum venim cu câte o chestiune din asta care aduce o perspectivă nouă asupra vieții, înțelegi, da? Așa, o chestiune modernă, o ceva, repede vine și ne spune. Șprițul nu. Aia nu. Bine, dar așa eu știm de mult. Eu v-aș propune mai întâi să consolidăm clădirile din București care stau să cadă și care au bulina roșie. Vast program, cum ar zice de gol. Cum ar zice de gol. Da, este vast program, vast consolidarea. Program, da. Mai degrabă ajungem la încălzirea prin pardoseală, înțelegi, decât la asta cu consolidarea. Atunci, nu când pot te întorci să bem un șpriț, asta era întrebarea. Da. Nu pot fi de acord cu voi și să-l îndemn pe Mirel să se ducă să-și ia sticla de vin din frigider. Ai așa ceva aici? De ce n-ai spus? Nu te lua după cum să am așa ceva aici. Am înțeles. Vin eu cu sifonul, că stau aproape. Am înțeles. Sunteți neserioși. Da, clar. E clar. Cei care ne ascultă la Gold FM însă cred că sunt bucuroși. Uite, e ora prânzului. Putem, acum abia acum merge un șpriț. Dăm drum. Deci, despre asta este vorba. Bun, să ne oprim. Zic, face și acolo în curte, e o fleică ca să nu să curgă vinul. Nu știu, aia la tine. Aruncați niște miștei pe grătar. Nu știm unde ești în momentul de față, încă nu ne-ai spus. N-ai... La Sibiu am spus. A, da, nu, da, n-ai activat localizarea, să știm de unde să te luăm. Bun. Păi ne oprim aici. Spui tu la revedere, spun eu cum facem. Care e ia zi, tu da? Că ești mai simpatic decât mine. Doamnelor, domnișoarelor, asta este formula veche, înțeleg, de la Cristian Sopescu, Dumnezeu să-l odihnească. Ce om, da, minunat. Ce om. Boier. Mi-e un dor de el, da, era nemaipomenit. Bun. Prieteni dragi, Gold FM și prieteni dragi care ne urmăriți pe rețelele de socializare, pe canalul de YouTube. Apropo, vă recomandăm, vă indicăm, vă rugăm să ne dați un subscribe la canalul de YouTube Evenimentul Zilei, pentru că așa cum probabil mulți dintre voi deja știți, pregătim o schimbare majoră în ceea ce înseamnă și abordarea editorială, rămân la fel de incisivi, asta e clar însă, dar din perspectivă video veți vedea schimbări majore cu EVZ TV, care devine, nu vă spun ce devine, o să vă capătă un nou nume, se îl botezăm, să zicem, altfel. Și se va întâmpla curând, așa că dacă vreți să fiți... Dacă vreți să fiți... Cum ai zis? Cum ai zis? Dacă vreți să fiți la curent cu aceste schimbări care se vor produce foarte rapid, apăsați butonul subscribe la canalul de YouTube, urmăriți-ne și pe pagina de Facebook, urmăriți-ne și pe contul de Instagram care vă pregătește o surpriză în perioada imediat următoare. Ne aruncăm puternic în această zonă de social media, că avem cu ce și avem cu cine. Vă dorim tuturor o după-amiază minunată, ne revedem și ne reauzim curând și, cum spuneam, stați aproape de canalul de YouTube, în primul rând al evenimentului zilei și Capital. Să aveți o zi minunată, la revedere!
Primul număr din 2021 al revistei Capital este acum pe piață. Citește despre Nuclear Electrica, reactorul care va propulsa România ca lider nuclear civil în zona noastră. Tehnici financiare pentru a asigura copiilor tăi un start mai bun în viață. Cum va arăta piața forței de muncă post-pandemie? În plus, ai și suplimentul Retrospectivă 2020, anul care a dat peste cap relațiile internaționale. Caută acum la chioșcuri revista Capital sau abonează-te pe agoramag.ro. Primul număr din noul an al revistei Evenimentul Istoric a apărut. Descoperă în cele 116 pagini secretele dosarului Pacepa și lista celor 9 trădători condamnați la moarte de Nicolae Ceaușescu. Analiza unui fenomen istoric. Gloria și decăderea statului național legionar. Povestea fascinantă a singurei nave americane capturată de Coreea de Nord. Caută primul număr din 2021 al Evenimentului Istoric la chioșcuri sau accesează agoramag.ro și profită de ofertă. Abonează-te pe 12 luni și primești cadou colecția 2019.